Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Stimați ascultători ai Cuvântului Sfânt, haideți să redeschidem Scripturile la Cartea Proverbelor, să ne vom opri la lecția a șaptea, pe care am intitulat-o Economia Înțeleptului. În problemele materiale legate de muncă și de avere, imaginea reală a lucrurilor și în mod special combinația dintre spiritual și fizic uneori este greu de identificat. Și în această privință este necesar și indicat să avem o atitudine înțeleaptă. Citim mai întâi din Proverbe 13, versetul 7. Unul face pe bogatul și n-are nimic. Altul face pe săracul și are totuși mari avuții. Oamenii aceștia vor să apară exact în imaginea inversă. Și chiar pot fi interpretați că așa sunt. Și pe aceeași pagină, în 12:9, scrie: mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă decât să faci fifudul și să n-ai ce mânca. Observați ce ascunse sunt lucrurile? Pe de o parte, nu este bine să fii fals, să ai tot ce trebuie și să faci pe săracul și toată ziua să te vaiți și să ceri. Dar totuși, dacă ești bogat, este bine să fii smerit și să nu faci caz de averea ta. Iar cel care este sărac, pe de o parte, este bine să nu se dea mare și pe de altă parte nici să nu se considere cel mai nefericit om de pe pământ. Deci depinde care este realitatea, care este imaginea ta despre averea și activitatea ta și ce imagine vrei să creezi în jur. Comportamentul în această privință va fi și mai important decât imaginea. Iată ce scrie în 10:16. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cu bunurile materiale poți să-ți favorizezi viața, spiritual și fizic, și tot cu ceea ce ai, cu venitul tău, cu salariul sau banii tăi, sau cu activitatea în muncă care o desfășori, poți să practici păcatul. Haideți să intrăm în conținutul studiului nostru după ce v-am dat doar o idee care, după înțelegerea mea, a avut menirea să ne facă să înțelegem că lucrurile sunt totuși complexe în acest domeniu. Într-o primă parte ne vom opri în dreptul muncii înțeleptului, deci munca înțeleptului, și în a doua parte averea înțeleptului. Cât privește munca, în Proverbe capitolul 10, versetul 4 scrie așa: cine lucrează cu o mână leneșă, sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. În mod normal toți oamenii fac ceva. Nu este niciun om care să nu miște măcar un pai. Dar depinde cu ce pasiune, cât va fi de deprins la muncă, cât timp va afecta muncii. Deci, în privința muncii, oamenii pot să împărtășească una din aceste două stări, hărnicie sau lenevire. Privind la hărnicie, vreau să înțelegem că munca înțeleptului este o comoară. Iată ce scrie în 3:19-20. Aceste versete se referă la activitatea lui Dumnezeu când a creat. Amintiți-vă că la început totul era pustiu și gol, praf cosmic și amalgam de materie. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit el cerurile.
Prin știința lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Vă rog să luați imaginea aceasta, atât de extraordinar de mare, privită la activitatea unui om. Se spune uneori că omul sfințește locul și această expresie este valabilă nu doar în plan religios, chiar și în plan economic. Au fost oameni care s-au așezat într-un loc unde nu era poate decât iarbă, arbuși și copaci. Și cum le spunea Iosua efraimiților, au defrișat, au făcut să răsară din pământ o casă, au muncit și prin înțelepciune și muncă, acum au cele necesare. Universul este privit de Scripturi, printre alte ipostaze, și ca o casă a lui Dumnezeu. Pământul este, cel puțin în raport cu noi, dușumeaua, aici își așează picioarele, iar în cerul are scaunul său de domnie și se învelește cu cerurile cerurilor, dacă le putem simboliza pentru un acoperiș. El și-a făcut locuința aceasta pe mărimea lui. Și noi prin muncă, și mai cu seamă în vremea noastră când știința și tehnica au ajutat omul, putem să creiem, să facem în jurul nostru lucruri frumoase, prin muncă înțeleaptă. Iată ce scrie apoi în capitolul 12, versetul 27. Leneșul nu-și frige vânatul. Deci, leneșul vrea să trăiască așa simplu în natură, dacă prinde vreun animal, fără să-l crească, să-l ia din pădure. Dar nici pe ăsta nu l-ar frige. Dar comoara de preț a unui om este munca. Nu se nasc oamenii, în general, cu valori materiale, dar prin muncă ele se dobândesc. Și omul deja are o valoare prin capacitatea de muncă pusă de Dumnezeu în fiecare. De asemenea, în 16 cu 26 citim, cum Dumnezeu a făcut omul chiar prin nevoile sale să fie provocat să muncească. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Dacă omul n-ar avea nevoie să-și agonisească cele necesare traiului, alimentației sau altor nevoi, mulți n-ar munci nici atât, dar au nevoie. În Proverbe, capitolul 6, avem o imagine frumoasă a unei vietăți mărunte, a furnicii recunoscută, se vede că atunci și de asemenea astăzi, prin hărnicia ei. Și de la versetul 6 la 11, eu am socotit că aici sunt ideile furnici în privința muncii. Du-te la furnică, leneșule, uite-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân. Deci furnica are autoprogram, se pune ea pe ea însăși la muncă. De exemplu, într-o familie sunt copii harnici, cu o înclinație nativă spre muncă și pun ei mâna să facă ceva. Sunt alții care numai dacă îi pui să facă, muncesc. Și atunci trebuiesc motivați sau într-un fel stimulați să o facă. Furnica muncește de la sine. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Ea își desfășoară activitatea la sezon potrivit. Că dacă iarna ar vrea să facă omul ce poate face primăvara și până toamna, poate lucrurile ar avea o altă stare, dar nu poți să semeni decât atunci când este vremea semănatului și să seceri la rotimpul potrivit. Tot în ideea aceasta citesc și din capitolul 10, versetul 5. Aici deja referința este clară la om. Probabil este unul din cei care au luat deja idei de la furnică. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine și sărăcie și cred că i-ar fi indicat să facă și foame, ca în alt sezon
să nu mai doarmă când alții sunt la secere. 13 cu 11. Furnicile sunt foarte mici și adună foarte greu. Nu au trailere și nici macarale de tonaj. Și totuși își adună. M-am uitat la păsări. Cum adună ele crenguță cu crenguță, pai cu pai, până își fac un cuib. Pun și ele cărămidă peste cărămidă. Sunt unele păsări care și-l tencuiesc și îl amenajează fiecare după plăcerea și înțelepciunea dată de Dumnezeu. Iată ce scrie aici. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Deci, o casă nu se toarnă, ea se clădește. Toți ar vrea să aibă, dar există o tentație de a dori o grămadă mare. Lucrurile se adună bob cu bob, leu cu leu. Și dacă astăzi nu știi să economisești un leu ca să pui mâine altul pe el, și o să zici, cu un leu ce să facă, îl consum. Dacă ar fi mai mult, poate aș putea face o investiție mai mare. Adună-i și o să ai mai mulți. 20 cu 4. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Deci, peste iarnă și-a schimbat ideile. Dar trebuie să mă aștepte încă un an. Deci, aviz pentru cei care au pierdut câțiva ani. Măcar la toamna următoare să nu mai repete greșeala din toamna trecută. Versetul 21 apoi. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Deci dacă ar primi cineva o valoare mare, bani mulți, dacă n-are în sine ideea că trebuie să adune, s-ar putea pe parcursul vieții să tot scadă leu cu leu. Și cât au fost de mulți, să se termine banii. Și 24 cu 27. Aici avem o ordine a priorităților. Vezi-ți întâi de treburile de afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă-te să zidești casa. Dacă ai două activități de desfășurat, și să pui în pământ și să-ți faci zidurile la casă. Ca om poate te-ai gândi să-mi fac casa mai întâi, să intru în ea. Ei, ține cont de sezon. Casa poți să-ți o faci și la vară, dar la vară dacă semeni, nu mă apucă să crească și vine iarna. Și lucrul acesta poate fi valabil și în casă. De exemplu, o femeie are de făcut mâncare, fiindcă vin copiii și de la școală, soțul de la serviciu sau niște musafiri. Și ei se-i vine ideea, trebuie să calc haine acum. Și trebuie și ele rezolvate. Dar probabil hainele nu trebuie îmbrăcate atunci la amiază. Atunci trebuie umplut stomacul. Și hainele pot fi călcate după masă. Înțeleptul știe cum să-și programeze munca. Ce trebuie făcut acum și ce poate fi lăsat pe mai târziu. Până aici cu hărnicia, să ne oprim o clipă în dreptul leneșilor. Să știți că lenea este mai întâi o atitudine a minții. După aceea, este un gest, sau mai degrabă o lipsă de mișcare a mâinilor și a picioarelor. Mai întâi omul este leneș în cap, nu în picioare. 24 de la versetul 30. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și nu uitați că în vremea aceea, ogorul și via erau serviciul și locul de unde oamenii își trăgeau existența. Și era numai spini, acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. S-a uitat la grădină și totul era în paragină. Și apoi s-a uitat după om. Ia să-l zăresc, o fi murit sau s-a mutat la altă gazdă? Și l-a zărit. Să mai dor puțin, să mă ațipez puțin, să mai încrucișez puțin mâinile ca să mă odihnesc. Dar după ce o să fi odihnit? Că și Dumnezeu s-a odihnit, dar după ce o terminat tot. Dar gardul nu și-l făcuse, mărăcinii nu-i tăiase. Pentru ce odihnă? Probabil se odihnea după somn.
să fii obosit visând și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Rețineți, leneșul este atacat de hoți și de armate. Ce să mai rămână în urmă? Ca în Țara Sfântă, când veneau popoarele cananite, nu mai lăsau nimic. Același ogor, aceeași vie, la unul poate să fie o grădină și la altul poate să fie o paragină. Dar totul este în mintea omului. Vă citesc și din capitolul 26, versetul 13. Leneșul zice, afară este un leu, dar nu neapărat că el trăiește în zona de junglă sau în zona tropicală, unde mai sunt lei sau ecuatorială. Pe ulițe este un leu. Și apoi versetul 16. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecat. Poate ne vine greu să credem, dar dacă e scris, așa este. Deci leneșii nu muncesc, că ei cred că sunt deștepți și știu cum să fenteze. Probabil ei cred că e o prostie să muncești. Nu degeaba spune Scriptura și Noul Testament că cine nu vrea să lucreze și e așa de deștept, ar trebui lăsat și stomacul să știe ce-i gândește capul. Apoi, lenea din minte se transmite în mâini și în picioare. Și scrie în capitolul 19, versetul 24, leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Deci de foame face turul, dar pentru retur are nevoie de altă comandă și nu-i cine să-i o dea. Atât este de leneș. Știți că noi avem povestea cu muieții spozmaje, dar se vede că și pe vremea lui Solomon era funcționabilă din nefericire. 21 cu 25. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile, pentru că n-ar putea. Nu-i handicapat, are mâini, dar nu vrea să lucreze. Și de la 26, începând cu versetul 14. Cum se învârtește ușa pe balamalele ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blit și vine greu să o ducă iarăși la gură. Singura mișcare care o face este cea în pat. De pe o parte, pe alta. Efectiv, este tristă realitatea aceasta și cred că ar trebui sesizați copiii care manifestă astfel de tendințe de lenevire și aspriți și oamenii mari încercat să fie conștientizați că starea aceasta este total neplăcută și să fie efectiv puși la treabă. Trecem la partea a doua, averea înțeleptului. Scriptura spune în Proverbe 22:2 că din punct de vedere al averii, unii au mai mult și alții mai puțin și stările acestea au funcționat și vor fi totdeauna pe pământ. Chiar dacă au fost anumite sisteme sociale sau anumite teorii care au încercat să uniformizeze câștigul și proprietatea oamenilor. Nu s-a putut și nu se va putea. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Deci este un scop dumnezeiesc în diferențierea oamenilor din punct de vedere al bunurilor lor, al banilor pe care îi dețin. Aici, în capitolul Averea înțeleptului, am notat din nou două aspecte opuse, chiar acestea două, bogăția și sărăcia. Iar apoi ne vom opri în dreptul dărniciei și respectiv al zgârceniei și risipei. Cât privește bogăția, acest aspect sensibil de abordat în biserică. Sunt expresii, amintiți-vă de cele Domnului Hristos care spunea că bogații vor intra anevoie. Pe de altă parte, în scripturile Vechiului Testament întâlnim frecvent oameni bogați și Dumnezeu a sprijinit cu bogăție pe Israel. Iar astăzi, chiar la nivelul frățietății, există anumite discrepanțe și anumite vederi foarte diferite sub acest aspect. Vreau să abordăm ceea ce spune Cartea Proverbelor fără prejudecăți. Să sesizăm ceea ce este scris și să tragem la urmă concluziile care se impun. Averea trebuie dobândită fără lăcomie,
fără fraudă și fără risc. Să nu fi lacom. Și voi citi versetele care dovedesc aceasta. Dacă ești lacom, nu te mulțumești cu cât ai câștigat. Și dacă altul va avea mai mult, și foarte posibil lucrul acesta, tu ești deranjat. Iată ce scrie în 28 cu 25. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Deci dacă nu ești animat de lăcomie, ci lași la latitudinea lui Dumnezeu să regleze El conturile tale, tu poți să ajungi săturat, să socotești că ai primit destul, prin a te încrede în Domnul în privința aceasta. Dacă ești marcat de lăcomie, spune încă din capitolul 1, versetul 19, cât de trist va fi finalul celor lacomi. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Doar adineauri am învățat că lenea e atât de nedorită. Atunci, este legitimă o dorință de câștig, dar să nu fie confundată cu o dorință din lăcomie. Apoi, am zis, fără fraudă. În 14 cu 23 scrie, oriunde se muncește, este și câștig. Dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Deci, nu se câștigă banii și averea din limbă. Se poate munci cu capul, nu neapărat cu mâinile, dacă cineva lucrează într-un domeniu intelectual, dar nu doar cu limba. Și să vrei să iasă bani. Citesc și 16 cu 8. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Dacă acceptăm frauda și noi câștigăm un ban în plus pe nedrept, înseamnă că altul care l-ar fi meritat rămâne înșelat. Și lucrul acesta nu poate trece neobservat la Dumnezeu, fiindcă El iubește dreptate. Tot deci versetul 11. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Deci ați luat ce ți se cuvine. Rezultatul aferent muncii tale este normal înaintea lui Dumnezeu. A face socoteala dreaptă. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea Lui. Deci Dumnezeu a pus în mintea oamenilor ideea de preț, de greutate, de lungime, pentru ca raporturile din plan economic dintre oameni să fie corecte și fiecare să primească după cât a muncit. Citesc și 20 cu 10. Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Deci, un rând de măsuri le-a făcut Dumnezeu. Da, a doua măsură, cine a făcut-o? Celălalt Dumnezeu, nu? Și cum să suporte Dumnezeu pe un copil al Său să măsoare și cu unitatea Lui de măsură și cu unitatea de măsură a diavolului? De aceea, fii corect. Dacă lucrezi în domeniul construcțiilor, fă măsurătoarele corect la metru pătrat. Nu trage tu de metru să fie mai mult. Dacă lucrezi și faci curse, lasă kilometri să fie kilometri. Că Dumnezeu a dat minte oamenilor să pună ceas la bord. Deci, în orice domeniu ar fi, nu fenta, câte bucăți sunt, atâtea sunt. Și 21 cu 6. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Deci, nu cumva prin minciună să obținem ceva. Să spunem, cât este vorba de o comandă, că face mai mult decât face. Căci surplusul acela nu va fi binecuvântat. Ba dimpotrivă, se poate răsfrânge asupra noastră ca un blestem, ca o pedeapsă. Și în al treilea rând am zis, fără risc. Astăzi, economia de piață este plină de riscuri și de falimente.
fiindcă oamenii nu țin cont de prescripțiile biblice. Vă citesc din 29 cu 24. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Acesta este un risc foarte mare. Cineva să fure și tu să ai o cotă parte și când îl va prinde, există riscul să pierzi ce ai dobândit și să fii complice suportând pedeapsă. Dar există alte riscuri legale, dacă vreți. Acesta este un risc ilegal. 22 cu 7. Riscul de a nu-ți mai putea rambursa împrumutul. Bogatul stăpânește peste cei săraci. Și cel ce ia împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Și în vechime, dacă te băgai într-un împrumut prea mare și nu mai puteai să plătești, ajungeai rob. Și astăzi sunt oameni care iau împrumuturi negândite de la bănci și banca n-are cum să te ierte și îți poți pierde casa de pe tine. E un risc. Versetele 26 și 27 tot de aici. Riscul de a te pune girant. Nu fi printre cei ce spun chezășii, printre cei ce dau zăloc pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine și să nu mai dor liniștit? Ți-a furat patul și tu nu mai ai odihnă. Că oamenii când dau nevoie, îți motivează că poți să-ți dea bani înapoi și ei așa cred săraci. Dar dacă ei sunt prinși în primul risc și nu mai poți să ramburseze împrumutul și tu te-ai pus girant pentru ei, riscul se răsfrânge asupra ta? Și lucrul acesta nu e înțelept. Înțelepciunea presupune prudență. Și în 28 cu 8, de asemenea, este scris despre cei care câștigă din primele două riscuri. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Deci dacă cineva trăiește animat de dorința de a da niște împrumuturi pe care tu consideri că ceilalți nu mai poți să le ramburseze, înseamnă că tu vrei să câștigi pe nedrept. Apoi, am văzut în cartea Proverbelor că bogăția e ca femeia pentru bărbat. Ori ți-e cunună pe cap, ori ți-e putrigaie noase. Iată ce scrie în 14 cu 24. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Cum poate ajunge bogăția cunună pentru deștepți? Știți când se dau cununile, nu? Dincolo. Dar chiar și aici îți poate conferi un statut de onoare, un loc de cinste, doar poartă o cunună. Dar în mod special există o cunună care va fi dată celor bogați care au știut să-și mute bogățiile dincolo. Iar în 10 cu 22 scrie: binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Dacă colaborezi cu Dumnezeu în domeniul averii tale, dacă nu, e ce scrie, sau mai exact ce spunem noi românii, câte unui putre de bogat, dar efectiv a putrezit. Exact lucrul acesta îl spune Scriptura despre femeie, în 12:4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Deci, o bogăție cinstită este o cunună pentru un om. Dar cea care îi face rușine, deci dacă ai dobândit prin lucruri mârșave și rușinoase averea, asta va fi un putregai în oasele tale. Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. Privind la sărăcie, ea este o stare nedorită. În Proverbe, capitolul 19, scrie în versetul 7 așa: toți frații săracului îl urăsc. Cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el, el se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Săracii nu li-s dragi la oameni și nu doresc să stea pe lângă ei, că nu picură nimic de cum să curgă. Și săracul se crede mai incomod. N-am nici frați, n-am nici prieteni. Sunt sărac. Totuși să știți că sărăcia
favorizează evlavia. În sărăcie omul poate să fie mai aproape de Dumnezeu, fiindcă n-are oameni pe lângă el. Și atunci să se alipească și el de cineva. Unde să se ducă? Se dă lângă Dumnezeu, că Dumnezeu nu fuge de lângă săraci. Spune Scriptura în Psalmul 40, versetul 17. Eu sunt sărac și lipsit. N-am nici bani, n-am nici prieteni. Dar Domnul se gândește la mine. Asta e singur. Hai să mă duc să-i țin companie. Și chiar pe săracii care sunt înțelepți, Dumnezeu îi va muta în părăția sa și deja i-a făcut bogați în actele viitoare. Citeți despre acest aspect în 8:23. Săracul vorbește rugându-se. Am citit în 19:7 că dacă îi roagă pe oameni, ei se îndepartă. Atunci pe cine se roage? Pe Dumnezeu. Chiar este indicat ca săracul să ceară îndurare de la Dumnezeu. Pe când bogatul răspunde cu asprime, el este tentat să nu se roage și când este abordat să fie aspru și dur. Dar iată ce scrie în 19:1. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui. Deci, cine e numai sărac, dar e hoț și ticălos, efectiv că nu valorează nici doi bani, că nu-i are. Dar care umblă în neprihănirea lui, prețuiește mai mult decât un bogat cu buze stricate și nebun. Deci, săracul poate, în condiția aceasta, să aibă valoare. Săracii, în raport cu averea, cu aspectele economice, trebuie să se roage, să dobândească înțelepciune. Și în urma înțelepciunii pot să-și mărească avuția sau vor înțelege că Dumnezeu îi păstrează doar în condiție normală de existență. În 13:8 și apoi versetul 18 este o referire clară la unii care sunt săraci și încăpățânați și nu vor să asculte, să se lase îndrumați, să învețe să muncească, să învețe să chivernisească, să învețe să știe ce au de făcut. Omul cu bogăția lui își răscumpără viața. Face în mod special referire la sistemul Vechiului Testament. Dar săracul n-ascultă mustrarea. Versetul 18. Sărăcia și rușinea sunt partea celor ce leapădă certarea. Dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. Să vă dau un exemplu. Dacă s-a descoperit o tehnică mai nouă să faci un lucru și tu te încăpățânești și îl faci numai așa cum știai tu, la manivelă, dar el se poate face electric, automatiza, dar tu nu vrei, cu capul odată, de cine ți-i devine? Că tu rămâi în sărăcia ta, că nu te lași învățat să-ți ușurezi munca și să îți îmbunătățești starea. Noi trebuie să fim conservatori doar când e vorba de neprihănire și de păcat, dar nu când este vorba de o tehnică mai avansată. Săracul trebuie să se lase învățat, să ia model de la alții, dar să rămână în neprihănire. Privind la ultimele două aspecte contrastante, dărnicia, în opoziție cu zgârcenia și risipa. Dărnicia este o necesitate în raport cu săraci. Dacă săraci vor fi tot timpul și dărnicie trebuie să fie tot timpul. Citesc din capitolul 22, de la versetul 22. Nu despoia pe sărac pentru că este sărac și nu are putere. Și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despoia viața celor ce îi despoie. Aici este prezentată tendința omului de a mai lua de la sărac, de a-l apăsa mai tare, dar este suficient de grav și să nu-l ajuți. Apoi 28:27. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Se vede că blestemul săracului, în dreptul celui ce are, este unul din blestemele care se prind, deci te încarci cu ele. Și 29:7. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Deci, neprihănirea încorporează nea și dărnicie. Nu neapărat orice om darnic este neprihănit, este sfânt. Dar nu poți fi neprihănit fără să fii darnic. Pavel a avut o evanghelie identică cu cea a apostolilor de la Ierusalim, dar iau
amendat-o cu acest aspect. Adu-ți aminte de săraci. Ceea ce e foarte interesant, Pavel a zis, am și căutat să fac. Deci Evanghelia s-a avut și anexa aceasta. Dărnicia. Apoi dărnicia este o datorie față de Dumnezeu, pe de o parte, dar pe de altă parte este o investiție pe care Dumnezeu o răsplătește. Ambele aspecte sunt încorporate în dărnicie. Pe de o parte ești dator să dai, dar pe de altă parte fii liniștit, că ce dai, primești. Ce semeni, vei se cera, dar încă mai mult. Citesc din capitolul 11, de la versetul 24. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Vedeți ce interesant le aranjează? Nu să dai fără înțelepciune, să dai cu mâna. Și mâna este cea care cântărește, dar să fie deschisă. Că dacă economisești prea mult, și asta nu înseamnă să nu economisești, dar să nu economisești și ce ar trebui dat, fiindcă atunci vei sărăci. Și apoi faci o comparație frumoasă. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Și adaug 19 cu 17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Nu cred că a fost și va fi cineva care să fi făcut vreun bine și Dumnezeu să nu îl răsplătească. Chiar aici pe pământ. Dar lucrul acesta va fi reluat într-o proporție a veșniciei dincolo, în împărăția lui Dumnezeu. Ferice de cine înțelege lucrul acesta. În privința zgârceniei, aceasta n-am tratat-o singură, ci am tratat-o împreună cu risipa. Că unii nu sunt darnici, au tendința să adune, să strângă, să capitalizeze, iar alții nu dau și au tendința să chefuiască, să cheltuiască numai pentru ei, să se distreze singuri. În 21 cu 26 este scris despre leneș: toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Zgârcenia nu este asociată cu neprihănirea nicăieri. Ce înseamnă de fapt zgârcenie? Să vezi că ar fi nevoie, fie prin propria ta socoteală, fie prin explicația altcuiva, și inima să nu te lase să dai atât cât consideri că ar trebui. Sau dacă nu știi exact dacă ești zgârcit sau nu, consultă-te cu alții, vezi, alții la banii tăi cam cât dau, alții la nevoia acelui om cât de mult se deschid. Și nu te lăsa în urma celorlalți, să nu te prindă zgârcenia. În privința risipei, citesc-o din capitolul 21, versetul 17. Cine iubește petrecerile, va duce lipsă. Și cine iubește vinul și îndelemnul dresurilor, nu se îmbogățește. Deci, chefuirea, cosmetizarea. Iar apoi în capitolul 23, de la versetul 1. Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte. Pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Nu poftim mâncările lui alese, că sunt o hrană înșelătoare. De la versetul 6. Nu mânca pâinea celui pismaș și nu poftim mâncările lui alese. Și apoi, de la 20. Nu fi pentru cei ce beau vin, nici pentru cei ce se îmbuibează cu carne, căci bețivul și cel ce se dă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți strențe. Deci, nu risipi prea mult, nici pe mâncare în mod excesiv, caută să fii econom. Mai discutam noi cândva, stomacul are nevoie de ceva sănătos, nu lăsa ca întotdeauna cirul gurii să dicteze în stomac. Gândește mai sus decât cu cerul gurii, cu mintea. Mi-este milă de oamenii care servesc cafea și nu le este sănătoasă, dar o beau în virtutea protocolului, că dacă i-a pus-o, cum să n-o bea? Dacă nu-i bună, de ce să o beau? Sau dacă nu-mi place, sau dacă nu-mi este sănătoasă. Și gama aceasta s-ar extinde și la alte alimente, dar uneori băuturile sunt mai scumpe. Sau în privința hainelor. Hainele îți mănâncă toți banii. Dacă nu știi, să te îmbraci doar cu ceea ce este necesar, cu ceea ce este decent, fără să faci risipă.
Deci munca înțeleptului trebuie să fie una axată pe hărnicie. Înțeleptul n-are comoară numai în minte, are comoară și în mâini. El știe să lucreze la sezon, să ia lucrurile cu prioritate. Și spunem noi în Europa că unii au cap de nemț. Dar care e diferența? Putem și noi. Și avem altă vorbă, că la român e bună mintea de la urmă. Acum hai să luăm la început mintea care a rămas la alții la urmă. Și noi să ne introducem din start programul acesta mai inteligent în computerul nostru. Să nu ne scăpăm pe panta ale nevirii. Dumnezeu a făcut pe om să aibă timp rezervat suficient pentru somn, dar se pare că se poate sta mai mult în pat decât ar cere organismul. Sau te poți învârti doar să ai vorbărie goală, fără să muncești. Evită lenea, ia ideile furnicii și fii harnic, căci hărnicia te face stăpân, nu slugă. Citesc din 12:24. Mâna celor harnici va stăpâni. Deci cel harnic primește toiagul de cârmuire. Dar mâna leneșă va plăti bir. Săracul ce leneș. Pe lui leneș să mănânce, dar de acum mai adună bani să plătească și bir. Dar n-are decât. Cine a știut să muncească la vreme, ajunge să stăpânească. Cine nu, tot plătește și tot alții îl dișmălesc. Și le-i tot cu birul. Pe fond de lenevire se întâmplă uneori aceasta. Cât privește averea, Dumnezeu te lasă să o aduni, dar să nu spui priceperea în asta și să nu devii lacom, să nu accepți frauda care înșală pe aproapele tău și să nu te expui la riscuri. Că în loc de bogăție poți ajunge mai sărac decât ești. Citeam cândva despre un tânăr care era cu viitoarea lui logotnică și a trecut pe lângă un loc de distracție unde cineva punea la îndemână un ciocan, cuie, și se bas cuiul prin scândură până la boldă dintr-o singură lovitură. Și el, ca să dovedească că e bărbat, că acum trebuie să se însoare, s-a oprit și el, a luat un cui, ciocanul, n-a reușit acum. A fost mai tentat să nu se lase. Și a consumat peste 10 cuie până când a venit mintea la cap și a zis, măi, scândura aia lui, ciocanul aia lui, cuile sa lui, am zis numai bani, vrea să-mi ia și pe ăștia. Rămân cu câți am dat și mă duc mai departe. Apoi, în privința sărăciei, nu vă neliniștiți, că asta ne apropie de Dumnezeu, dar să cerem lui Dumnezeu înțelepciune, să știm să ne chivernesim lucrurile cu ce avem, să ne facem viața frumoasă. Adică, sunt oameni care au palat și trăiesc poate în mizerie și în ceartă și au toate mâncărurile, dar poate nici pe acele nu știu să le pună la masă în mod sănătos, și alții, altul care e sărac și are poate doar o haină și poate doar o cameră și acolo în camera lui curățenie, este pace și trăiește în sărăcia lui poate mai liniștit și mai domn decât altul în averea lui. Nu uitați, dărnicia este o haină care trebuie să o îmbrăcăm toți. Nimeni nu se poate exclude de la sarcina aceasta. Iar cât privește zgârcenia și risipa, să nu ne caracterizeze nici pe unul. Și legând toate aceste patru cosfoară, vă spun o idee în final. O relație de dărnicie cu săracii te va poziționa favorabil în fața bogaților. Și acum citesc 22:16. Tu dictezi principiul acesta. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, deci faci la el să scadă și la tine să crească, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Adică dacă tu ți-ai bătut joc de cel care e mai slab ca tine, să știi că este altul mai tare ca tine. Și ce ai făcut lui, îți face altul ție. Și ce ai luat de la el nu rămâne la tine, se mută la altul.
Și Dumnezeu pe undeva o să facă lucrurile să se rotească și să ajungă iarăși la destinația sau în posesia celui care a fost inițial. Deci vezi cum te comporți cu săracii, că așa se vor comporta bogații cu tine. Și nu-ți va fi tot una. Felul în care îi tratezi pe săraci va determina pe bogați și de lucrul acesta se va interesa și ocupa Dumnezeu și așa-ți va merge. Doamne, ajută-ne să ne trăim viața în așa fel încât să fim o verigă între săraci și bogați, să fim un canal de dărnicie și zgârcenia și risipa să dispară, pentru ca toți în grădina lui Dumnezeu să funcționăm așa cum îi place Stăpânului. Să muncim, să îngrijim lucrurile puse în ea, câtă vreme Dumnezeu ne va lăsa aici, și dacă am fost credincioși peste puține lucruri, într-o zi Dumnezeu ne va da adevăratele valori în împărăția sa. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.